Un motociclist de 29 de ani a fost grav accidentat azi pe bulevardul Mihai Viteazul, în zona Vinalcol, la ora 12:30. Șoferița Carmen B., de 31 de ani, din Zalău, a ieșit fără să se asigure de pe strada laterală dinspre Vinalcol pentru a se înscrie pe banda de mers spre centru. Tânărul motociclist Andrei P., din Cizer, circula regulamentar pe sensul de mers spre gară. Nu a putut evita impactul cu autoturismul Ford Fiesta SJ84BNC și l-a lovit în plin. Andrei a fost proiectat pe șosea în urma coliziunii și și-a pierdut cunoștința. Au sosit în foarte scurt timp ambulanța, SMURD-ul și poliția. Echipajul SMURD și cel de la ambulanță i-au acordat tânărului primul ajutor și a imobilizat zona cervicală și coloana vertebrală a motociclistului pentru a evita agravarea stării acestuia în eventualitatea unei fracturi. Medicul de pe ambulanță a declarat pentru greul sălajului că victima este stabilă și și-a revenit ușor din starea de inconștiență și că la prima vedere nu pare în stare gravă. Andrei a fost transportat de SMURD la urgența Spitalului Județean. Soțul șoferiței a declarat la fața locului că aceasta nu observa motocicleta. Femeia era speriată și plângea. A fost testată cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Poliția i-a deschis dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.